Mă uit la sala asta plină, te pup, Maria, și văd prieteni, văd sute de prieteni, văd români. Mă uit la voi și simt speranță. Speranța că anul acesta, împreună, uniți, vom putea salva democrația din România. Ați văzut bine, după 9 iunie, țara este roșie, avem un singur partid stat, PSD. Practic, suntem pe cale să auzim o singură voce într-o Românie cu 19 milioane de români. Aceeași voce care a destrămat poporul vreme de 34 de ani și care a agonit de aici, de acasă, alte 5 milioane de români. Eu sunt aceeași Elena, mă știți, nu m-am schimbat. Sunt aceeași femeie din popor, și printre milioanele de români sunt și eu o voce. Și refuz să-i las pe alții să-mi spună cine e România și ce-și doresc românii. România este țara mea. România este țara ta și a ta și a ta și a tuturor celor care simt că aici este acasă. Nu am să tac, refuz să fiu spectator. Nu accept oferta celor trei trandafiri roșii care ascund spinii umilinței, dezbinării, incompetenței, minciunii, hoției și corupției. Nu accept asta. Când am intrat în politică în 2020, angajamentul meu pentru comunitate a fost viitor pentru Câmpul Lung. Comunitatea pe care o iubesc și care m-a primit în sânul ei a stagnat. Nici nu vă puteți imagina cât de mult rău au făcut politicienii incompetenți, care nu și-au văzut decât propriul interes pentru Câmpul Lung în astea trei decenii. Am muncit mult și am reușit să redau speranța oamenilor într-un viitor mai bun. Nu a fost ușor. Și cei care lucrează în administrația publică locală știu asta. Dar am reușit. Tocmai de aceea, anul acesta, pe 9 iunie, am primit confirmarea a aproape 70% dintre cetățeni că orașul a devenit casa pe care ne-o doream. De la Câmpul Lung, la Iași, la Bacău, la București, la Timișoara, la Constanța, în Maramureș, peste tot, casa noastră este România. Eu sunt unul dintre cele 19 milioane de români care au norocul să fie astăzi acasă. Și voi sunteți norocoși, pentru că suntem printre ai noștri. Vorbim, gândim, simțim, visăm și iubim în limba română. Dar aproape 5 milioane de români nu sunt la fel de norocoși. În ultimii 34 de ani, milioane de români au fost forțați să plece pentru un trai mai bun la muncă în străinătate. Și când spun asta, mă gândesc că au fost goniți de acasă. Ei nu au plecat de aici pentru că nu-și iubesc țara, din lipsă de patriotism. Își iubesc țara și vedem cu toții, poate aveți și voi prieteni, aveți în familie, rude. Ei vin acasă, vin de Crăciun, vin de Paști, vin în vacanțe și nu uită de familiile pe care le lasă în urmă, pentru că trimit în țară mulți bani, sume importante de bani.
Și totuși ei nu se întorc definitiv. Și aș vrea să vă puneți această întrebare. De ce un român cu aceeași meserie are succes și recunoaștere în străinătate și nu aici acasă? Aceeași meserie, același român. În ultimii 34 de ani, clasa politică lacomă a funcționat după regula cine împarte, parte-și face. Nu-i așa? Așa se face că cele mai mari pensii speciale din Europa sunt aici la noi. Așa se face că cele mai multe categorii beneficiază de pensii speciale. Aceste categorii sunt tot aici la noi. Avem cele mai nesimțite salarii din sistemul bugetar. Ca să vă faceți o idee, cel mai mare salariu a unui bugetar a fost, atenție, 36.000 de euro, mai mult decât președintele Statelor Unite ale Americii. Este incredibil. În România, pentru ei și-au dat mereu cu nemiluita. Și pentru ai lor. Nu doar pentru ei, și pentru ai lor. Vi se pare că și-au făcut treaba? Avem un sistem de sănătate sau de educație funcțional? Sunt românii mai prosperi? Sunt? Nu! Categoric! Așa că vin astăzi în fața voastră și vă întreb, cât timp vom mai tolera asta? Cât timp vom mai tolera o clasă politică care ne ține pe locul întâi în Europa la sărăcie în muncă? Este absolut incredibil să trăiești într-o țară bogată, să muncești și să fii sărac. Cum este posibil ca un om care muncește să fie sărac? Cum este posibil într-o țară bogată ca România? România nu este o țară săracă, România este o țară sărăcită. Cât timp vom mai tolera un sistem de sănătate care ne lasă să naștem pe trotuarul din fața spitalului? Sau care lasă să moară o femeie în chinuri groaznice? Și da, nu vom uita de tine, Alexandra. De cazul Alexandrei, gravida care a fost lăsată să moară în chinuri într-un spital din România. Cât timp vom mai tolera un sistem de educație care ne ține copiii în școală cel mai mult timp din toată Europa, dar îi face să fie pe locul 2 la analfabetism funcțional? De ce îi mai ține? Să învețe texte pe din afară? Cât timp vom mai tolera să le dăm putere de decizie în viața noastră acestor politicieni care n-au știut decât să ia mai mult pentru ei? Ei bine, eu nu voi mai tolera asta nici o secundă. Voi? Sigur? Da. Vin către voi nu ca să conduc un partid. Vin către voi să creez o mișcare. Să continuăm ce am început în 1989, să deschidem cușca în care am fost închiși atâta vreme. Nu am venit aici ca să țin speranța în viață. Nu sunt aici să vă zic să răbdați, să aveți răbdare. Sunt aici să vă zic, gata, fraților, haideți la luptă! Momentul schimbării este acum! Politicienii care ne conduc astăzi se tem de noi. Le e frică de puterea poporului că noi, cei mulți, ne vom uni și îi vom da jos. Singurii care putem schimba ceva sunteți voi, poporul român. Singurii care pot decide cum se va scrie istoria țării noastre suntem noi. Avem datoria să facem asta pentru că, simplu, România merită, fraților! Merită! Nu va fi ușor,
Va fi foarte greu. Va fi cel mai greu de când există USR-ul. Va fi cel mai greu anul ăsta. Dar priviți-mă în ochi, nu ca președinte, ci ca om. Sunt tot eu, aceeași Elena pe care o știți de azi sau pe care ați cunoscut-o în urmă cu un an, cu doi, cu trei sau cu 30 de ani. Dacă veniți alături de mine, nu va fi ușor, va fi cel mai greu. Dar vom câștiga, vom câștiga. România este casa noastră. Când un hoț îți intră în casă, nu pleci tu din casă, îl scoți pe el afară. România poate avea un viitor mai bun. Putem să avem salarii mai bune în România, un sistem de sănătate în care să fim tratați și să fim tratați cu empatie și respect. Putem avea un sistem de educație în care chiar să fie educați copiii noștri. Putem să facem toate acestea. Putem să asigurăm un viitor pentru România. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să-i mulțumesc lui Nicușor Dan. Eu sunt prima președintă. Hai, Nicușor! Sunt prima președintă femeie a USR, dar fără Nicușor Dan, noi astăzi nu am fi fost aici.